Când vezi o fată de pocăit că își pune pe Facebook o poză ca și una de pe trotuar, de la centură, și surori din biserica Emanuel îi dau like-uri și spune: bravo, arăți ca o divă. Oare nu ne face împărtași nedreptății? În loc să-i spui: fată dragă, nu se cade, șterge-o de acolo și bagă-ți mințile în cap. Femei măritate se duc în concediu și își pun pe Facebook poze absolut revoltătoare. M-a întrebat cineva: de unde sunt bărbații lor? Vai de bărbații aceia! Dar sunt alte surori și alte familii care dau like-uri și se spun: arați nemaipomenit. Înțelegeți că ne facem părtași nelegiuirii? Că tăcând sau aprobând, se uită Dumnezeu la noi și întreabă: acesta e poporul meu care e chemat să fie sfânt? Căci eu sunt sfânt? Știți care este unul dintre elementele care mă înfioară? În fața nedreptății, la ora actuală pe pământ, cei mai tăcuți, cei care nu își ridică glasul să strige, sunt pocăiții.